Salutare, salutare, bine ați venit la un nou video. Azi vorbim de noutățile din curte, din gospodărie, dar și de pierderile care le-am avut. Haideți să-i dăm drum. Da, vin și rățuștele. A început să le crească și lor penele, sunt foarte faine. Niște culori de numai, abia așteptăm să le vedem cu pene. Aia acolo cu pieptul alb, ei se formează niște pene foarte faine, albăstrui, verzui. Asta de aici care vine acum. Asta are niște culori, parcă ar fi o rață sălbatică. Ei a crescut deja penul mai bine. Stați că imediat o să vedeți mai bine. Ia uitați. Da, și dacă tot suntem pe aici, haideți să vă arăt și pisica cu pui. Ce faci? Mm-hmm.
Îți bine puiuții, hă? Țiți. Ia zi tu, țiți. Uiți? Bine? Da, primele zile ea le-a cărat, tot crapuie, acum văd că s-a obișnuit. Da, curățat. Și ține puii frumoși, are crii frumos de ei. Tu îți covârvesc, hă? Țiță. Da. Haideți să nu-i deranjăm. Da, înainte să mergem mai departe, vreau să vă arăt ce avem aici. Avem 4 pui de moțate orlandeze. Vrăbiuțele. Deja le-a dat pernele la aripi. Au câteva săptămâni. Da, și am ajuns la găini. Aici avem cocoșelul. Găinile de Sussex au început ouatul și aștia gri. Hai să ne punem cumva să le vedem. Dacă scanul cum vedeți e singur, mai multe imediat mai înamănunțite. Și cele de mătat s-au crescut frumos. Da, ce face fetele? Cele de... Ho, ho, ho! White dot-e. Ia uite ce fain s-au făcut. Da, le-am venit cu o bucățică de pâine. Explozii pe aici. Băbuțele noastre autoare. Și brahma a crescut foarte frumos. Ia uitați ce frumos. Acolo avem una, cum am zis, aia de vaidote. Ia uitați ce faină. Am era o carne. Mătase avem aici. Avem și unul pe marof. Ia uitați-le acolo. Brahma Columbia. Americana, acolo vine o corcitură în spate frumoasă. Nu știm exact ce e, dar cred că e ceva brahma, probabil cu mătasă japoneză. O să vedem când e mare ce e mai exact. White dot-e foarte frumos. Tu? Coco? Da, gâștele sunt bine. Uitați gâscanul. Gâștele lui amândouă clocesc.
Haideți să le vizităm și pe ele. Liba, liba. Da, fetița lui stă acolo una. Zilele următoare trebuie să scoată. Ea o să fie prima care scoate. Și în coteț mai avem una care clocește. Haideți o oră și pe aia unde clocește. Brahma cea bătrână, aia mare. Păi. Da, și aici e a doua găscă care clocește, i-am pus și apă lângă seară. Liba. Da. Haideți că mergem și pe la iepuri. Liba. Hai și tu. Liba. Da, după cum am zis, mergem și la iepuri. Da, soarele nu ne ajută. La iepuri, din păcate, avem și beși proaste. Aici jos unde era Epi, nu mai e Epi, Epi a murit. La fel și femela lui. Căldura, canicula, din păcate, e afectat de... Au murit. Epi l-am găsit direct mort, femela lui a avut un fel de criză, dar a doua zi a murit și ea. Aveți foarte mare grijă cu căldura. Chiar e curios voi cum păstrați. După cum vedeți aici la Cuști, am avut așa USB și aici. L-am înlocuit cu plasa acum să fie circulația aerul mult mai bine în Cuști. Care le-am păstrat și la toamnă, la iarnă o să le montăm înapoi. Iarna e mai bine, dar acum e circulația aerului. Și așa, probabil când depășește temperatura 35 de grade, îi mutăm jos în beci. Am pregătit acolo tot. Asta este cu canicula. Avem foarte mari griji cu ei, dar asta este, mai avem și pierderi, mai ales că a fost canicula extrem de tare. La noi chiar au fost temperaturi și de 47 resimțite. Aici mai avem 4 iepuri. Și cea albă cu o avem în garaj, că ea roade pereții de la Cuști una în alta, trebuie să mă gândesc cum îi interesează, îi pun plasă. Să nu mai poată să ajungă la USB să-mi roadă. Ăștia sunt cu minți, nu rod nimic, nu distrug. Ea, din păcate, e o distrugătoare. Asta este cu canicula. Sunt curios, lăsați un comentariu cum faceți voi cu iepurii pe canicula asta. Cum îi protejați, cum protejați animalele. Noi le schimbăm des apa, v-am zis, la iepuri chiar îi mutăm în beci când îi depășește temperatura extremă. În rest, totul e bine, totul e ok. Nu uitați de un like, ne vedem data viitoare, ciao!